Grave che Dio. Gloria a Domnului. Mulțumesc că suntem un număr atât de mare în dimineața aceasta. Am vrea să mulțumim Domnului ca Dumnezeul nostru cel viu și adevărat să lucreze în continuare. Amin. La fiecare inimă. Dacă este o inimă rănită, ca Dumnezeu să atingă de ea și să o vindece. Aleluia! Domnul să ne ajute. Ar da citire din Ioan, capitolul 20, din Sfânta Carte, Sfânta Biblie, ca să vedem cât de mult a iubit Maria Magdalena pe Domnul Iisus Hristos, pentru că și noi le iubim. Pentru aceea suntem aici veniți, ca să plângem, că și vă plâns pentru noi. Aleluia. Așa să ne ajute Dumnezeu în continuare, să-L putem sluji cu adevărat. Amin. Să fim copii cu adevărat credincioși, nu fim copii ascunși, pentru că Dumnezeu ne vede și ne ascunde. Deci, știi, de la versetul 11 jos. Dar Maria ședea lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt. Și-a văzut doi îngeri în alb, șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus, unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-a zis el, pentru ce plângi? I-a răspuns, pentru că a luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Așa ar trebui să facem și noi, să plângem în fiecare zi. Să ne aducem aminte cât bine ne-a făcut. Pentru că spune tot în Evanghelie, Tată, dacă e cu putință, ia și paharul acesta de la mine, ia paharul acesta de la mine, că știa că va suferi pentru noi, pentru păcatele noastre. Dar Dumnezeu și El, prin evlavia Lui ce avea față de Tatăl și față de noi, s-a lăsat străpuns pe Golgota acolo, pe muntele Căpățânii, acolo pe lemnul de rușine, lemnul de ocară pentru noi păcătoși. Așa să ne ajute Dumnezeu ca să-i putem urma pașii, să spune Apostolul Pavel, rămasă-mă pe mine că și urmează pe Domnul nostru Iisus Hristos. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus triunf în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeia i-a zis, Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? Eu am crezut că este grădinar și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-ne unde l-ai pus și mă văd ce să-l ia. Vedeți dumneavoastră cât l-a iubit pe Domnul nostru Iisus Hristos. Și noi vrem să-L iubim. Amin. Ajută-ne, Doamne. Ajută-ne, Doamne. Amin. Iisus i-a zis, Maria, ea s-a întors și a văzut și i-a zis în evreiește, Rabuni, adică învățătorule. Domnul nostru spune, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am sui la Tatăl meu, ci du-te la casă mea și spune-le că mă sui la Tatăl meu și Tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Amin. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu să plângem în fiecare zi, să ne aducem aminte, pentru că Domnul nostru Iisus Hristos ne-a făcut mult bine. Amin. Pentru mine, pentru tine, frate, pentru tine, soră, pentru mine a făcut mult bine. Așa. Eu acum 4 ani de zile, printr-o cântare, am făcut legământ cu Domnul. Aleluia! Slavă Domnului! Așa de mulțumit. Nu știu să mulțumesc, n-am cuvinte. Pentru că m-a scos din groapa pe Ridin. Aleluia! Slavă Domnului! Și a pus stânca lui cea mare. Când o cântare, Duhul Sfânt m-a dedicat de pe scaun și m-am dus, m-am predat Domnului. După 6 luni de zile m-am și-a făcut legământ cu Domnul. Și îi mulțumesc mult, îi mulțumesc mult. Și m-a vindecat. Domnul să are putere în continuare să vindece pe cei bolnavi, cei ce se suferiță, cei ce au inima
rănite, sunt vinice, să le dă o inimă de carne, să facă inima de piatră, ca Dumnezeu să lucreze după planul Său și după Domnului. Vreau să ne rugăm acum, să-i mulțumim Domnului pentru binele care ne face.